Localnicii din Cisnădie s-au obișnuit ca în fiecare an să admire în centrul orașului un pom de Crăciun uriaș. Bradul măsoară aproape 42 de metri înălțime și a fost construit pe suport de metal. În jurul scheletului au fost așezate mii de crengi. Sute de copii au așteptat cu nerăbdare sosirea moșului. Puțin de 30 de moși încărcați cu daruri au coborât pe o scară din primărie chiar în mijlocul celor mici. Și lumine frumoase, tot e drăguț. Fenomenal. Frumos. Foarte frumos. Tot orașul, nu numai Brad. Tot orașul e foarte frumos. Bradul e super și fiind și cel mai înalt brad din țară, se vă dea seama că suntem foarte mândri de orașul nostru. Dulciuri! A venit cu dulciuri, cu mâncare. E frumos și bradul și ornamentele și toată strada principală. E frumos. Bradul din centrul Cisnădiei a fost împodobit cu mii de beculețe colorate. Pentru ca pomul să arate perfect, angajații municipalității au muncit aproape o săptămână.